Bună ziua, bine v-am găsit în studioul Hot News. O să începem cu o întrebare simplă, dar care sperăm să ne introducă puțin în zona regulamentului privacy. Practic, în acest regulament, cel care ar trebui să reglementeze respectarea vieții private și protecția datelor cu caracter personal în comunicații electronice sunt câteva puncte care ridică îngrijorare în rândul industriei ITNC. În speță este vorba despre articolul 6.6c sau articolul 8, reglementări care nu pot fi aplicate în practică. Despre ce este vorba mai concret? Cred că în primul rând trebuie să plecăm de la denumirea acestui proiect de regulament. El se numește e-privacy regulation, dar de fapt acoperă mai mult, pentru că acoperă zona de confidențialitate a comunicațiilor și acoperă și partea de persoane juridice. Deci confidențialitatea comunicațiilor persoanelor juridice, pe când datele personale se referă prin definiție la persoanele fizice. Deci iată că sfera de aplicare este ceva mai largă decât pare la prima vedere. Apoi, aceste articole pe care le-ați menționat, da, sunt cumva centrale în propunerea de regulament, pentru că ele se referă la prelucrarea datelor de comunicații, date de conținut și metadate, respectiv la datele din terminale, din echipamentele utilizatorilor, da, articolul 8. Acest proiect de regulament se bazează foarte mult pe consimțământ, ceea ce la un moment dat poate să devină prea mult sau imposibil de realizat. Și o să vă dau un exemplu. Dacă avem un scenariu de Internet of Things, IoT, și ai nevoie, de exemplu, de consimțământ pentru instalarea, pentru îmbunătățirea device-ului respectiv. Atenție, nu vorbesc de securitate, pentru că securitatea este adresată în mod diferit. De exemplu, pentru îmbunătățire, comunicarea machine to machine. Acest lucru se pare, după cum arată în acest moment propunerea, că va depinde de consimțământ. Ori, până la urmă, omul obosește să tot dea consimțământ. Vedem acum acest cookie fatigue, deja este un termen consacrat în industrie. Toată lumea, când deschide un site web, trebuie să revizuiască cookie-urile și să bifeze, să debifeze, să dea accept, să revizuiască. Deja începe să devină obositor. Categoric, viața privată, confidențialitatea informațiilor comunicate trebuie să fie respectate. Numai că acest lucru nu trebuie să se întâmple printr-un revers, și anume printr-o plictisire a destinatarului, a beneficiarului acestor prevederi, astfel încât de fapt ajunge să nu mai fie atent la ce, pentru ce își dă consimțământul. Apoi avem, de exemplu, în materie de consimțământ pentru prelucrarea datelor de conținut, este nevoie de consimțământul utilizatorului dacă vorbim despre un uz pur și simplu individual, este terminologia folosită. Cine face evaluarea acelei comunicări? Evaluarea naturii acelei comunicări o face tot utilizatorul, pentru că el știe ce a comunicat. Dacă îl punem pe furnizorul de servicii să facă acest lucru sau îi stabilim o responsabilitate vis-a-vis de felul în care se obține acest consimțământ, practic îi punem în sarcină ceva ce el nu are cum să controleze. Ce o să facă? O să se uite la conținut, ca să vadă este doar pentru acel utilizator sau este adresat și altor utilizatori? Unde, atenție, consimțământul trebuie să aparțină tuturor, ceea ce înseamnă că unul poate să exprime un veto. De exemplu, într-un grup de WhatsApp, unul dintre ei poate să fie contra. Ok, poate că le elimin din grup. În fine, dar până atunci, cine face această evaluare? Este neclar cum se va aplica în practică și, repet, poate să devină la un moment dat foarte
foarte obositor. Un alt aspect, de exemplu, cerința de anonimizare care apare la articolul 6. Se spune, folosești datele neanonimizate dacă scopul nu se poate atinge cu datele anonimizate. Din nou, este ușor excesiv. În GDPR există așa numită evaluare bazată pe risc. Există risc, nu există risc. Riscul este mai mare, este mai mic. Ce este mai dificil și ce este mai costisitor? Să faci anonimizare sau să asiguri securitate, de exemplu? Aici nu se dă această posibilitate de evaluare. Na? Pur și simplu trebuie să asiguri anonimizare. În foarte multe aspecte ajunge să fie mai restrictiv sau, din nou, de exemplu, interesul legitim, care este un temei legal pentru prelucrarea de date personale în articolul 6 din GDPR, nu se regăsește aproape deloc în această materie. Ori trebuie să stăm să ne gândim în materie de comunicații electronice și în lumea online, exprimarea repetată, individuală a consimțământului, repet, poate să ajungă să obosească utilizatorul și să atingem efectul contrar. Iar pe de altă parte, lumea online este foarte mult bazată pe publicitate, este foarte mult bazată pe conținut gratuit, dar contra unor servicii, de exemplu, online advertising, să măsori traficul și mai departe. Există studii care indică că acest tip de advertising, de publicitate, este de 500% mai eficient decât unul care nu se bazează pe astfel de analize. Ori așa a progresat online-ul. De asta s-au făcut atâtea investiții. Dacă acum îl reglementăm într-o manieră în care nu se mai pot realiza toate aceste interese legitime de business, ajunge să fie un blocker. Asta este problema. Da, aici chiar vreau să evidențiez preocuparea din ce în ce mai mare a industriei de ITNC în fața valului de reglementări din ultimii 5 ani cel puțin, care poate conduce în ultima instanță la blocaje în comunicare și de ce nu în activitatea de business. Pentru că recurența cererilor din diverse, să zicem, instanțe a consimțământului utilizatorilor, devine, cum spunea și Magda mai devreme, obositoare și oamenii pot să renunțe până la urmă la exercițiul ăsta aproape zilnic, dacă nu chiar mai des decât o dată pe zi, de a-și da consimțământul pentru a fi, să spunem, de acord cu diverse activități online. Deci, recursul industriei este, până la urmă, și apelul insistent este de a dezbate în continuare și de a fi parte la toate discuțiile acestea de reglementare, pentru că până acum, cel puțin, ele au venit de undeva dintr-un turn de filde, să zicem, și nu au avut loc după, să zicem, draftul acesta de reglementare, după o consultare constantă și o consultare la masă deschisă cu reprezentanții industriei. Există riscul, aș putea interveni, că discutăm de publicitate, vorbim acum de cazul publisherilor, să spunem, din România, care trăiesc, în general, de cele mai multe ori din veniturile generate de publicitate. Sigur. Mai ales publicitatea de tip programat. Cum spuneați dumneavoastră, în cazul în care pui un utilizator să accepte acea politică de cookie-uri, îi dai acel mesaj, acel pop-up, care te tot obligă să îți dai consimțământul pe anumite tipuri de cookie-uri, o dată, de două ori, de trei ori, este riscul la un moment dat, unu, ca acei utilizatori să nu-și mai dea acordul, devenind totul foarte obositor, sau să-și instaleze adblocări, care pentru piața românească de publicitate, mai ales pentru partea de publishing, de publishing online, poate însemna o pierdere foarte, foarte mare în venituri. Da? Exact cum spunea și dumneavoastră, atât timp cât există un conținut gratuit, acel conținut trebuie să fie susținut prin veniturile venite din partea de publicitate. Ori dacă un astfel de regulament determină o pierdere a cititorilor valizi din punct de vedere al publicității, asta s-ar putea traduce, exact cum spuneam,
într-o interferență a interesului de business al publicației respective. Deci, practic, publicația respectivă va pierde foarte mulți bani datorită, sau mai bine spus, din cauza acestor reglementări, sau mai bine spus, suprareglementări. Prea multă reglementare este văzută atât de industria ITNC, cât și de utilizatori, ca fiind nocivă. Deci, din dorința poate excesivă de a proteja utilizatorii, poți face mai mult. Bruxelles dorește până la urmă să supraliciteze și să aducă un val de reglementări care nu pot în niciun caz ajuta comerțul online, entertainment-ul și toate celelalte, educația online și așa mai departe, toate celelalte, să spunem, activități desfășurate deja în mod curent în toate țările europene. Bine, până la urmă va duce la modificări în modelul de business, fără îndoială. Și, de exemplu, s-ar putea gândi o situație în care ai un flux în care se poate refuza consimțământul, dar plătești pentru acces la conținut, de exemplu, sau pentru serviciu respectiv, versus un flux unde contra consimțământului primești acces gratuit. Desigur, în acest caz, consimțământul va fi privit ca fiind condiționat, ceea ce e o problemă în sfera GDPR, dar dacă este corect și bine reglementat, este o cale de a ieși din această efectiv fundătură practică. Aceste concepte care apar în propunerea de regulament nu se contrazic neapărat din punct de vedere juridic. Există o coerență juridică. Poți să înțelegi firul gândirii celor care le-au creat, dar pe de altă parte, din punct de vedere practic, poți să ajungi... Se contrazic în practică. În practică poți să ajungi într-o zonă în care împiedici de fapt progresul. Și o să vă mai dau un exemplu care arată și cum această propunere vine și contrazice alte bucăți, prevederi din legislația europeană, de exemplu Codul European de Comunicații Electronice, care definește serviciile de comunicații electronice. Ei bine, atunci când își precizează sfera de aplicare, propunerea de regulament spune că intră în sfera sa de aplicare și acele servicii care numai în mod auxiliar ar permite comunicarea interpersonală. Da? Deci trebuie să avem de a face cu comunicarea interpersonală, ca să ne punem problema de privacy, să ne punem problema de confidențialitate. Dar chiar și dacă această comunicare interpersonală este doar auxiliară, este doar foarte mică, spune regulamentul că propunerea de regulament că se aplică regulamentul în întregime. Să ne închipuim dacă avem un frigider de la care putem să și sunăm. Da? Are și o funcție de telefon. Dar pe de altă parte, acel echipament este integrat într-o rețea de Internet of Things. Deci el face foarte multe alte lucruri și desigur se pune problema asigurării securității inclusiv cibernetice și la nivelul IoT-urilor. Am văzut un studiu recent că a scăzut ransomware-ul, au crescut atacurile la nivelul IoT-urilor din punct de vedere al tipului de malware. Ok, deci ai pe de-o parte, ai și acea funcție foarte mică. Puțin probabil că o voi folosi în fiecare zi să sun de la frigider. Dar, în fine, din cauza asta, acel echipament, acel terminal, va fi sub regimul acestui regulament și orice fel de comunicare care implică acel terminal va intra sub sfera acestui consimțământ. Cu alte cuvinte, și ca să vorbească mașină-mașină și ca să, așa cum mai spus, puneam adineu, să se îmbunătățească funcționarea, chiar și anumite feature-uri de securitate care nu sunt esențiale, dar care îmbunătățesc de asemenea sau asigură un layer suplimentar de protecție. Acelea nu vor putea să meargă pe baza simplului consimțământ, pe baza simplului interes legitim. Va fi nevoie de consimțământ. Este... Deci, atunci, practic, există o punere în zona progresului. Pentru că atunci, hai să ne imaginăm,
niciun producător de tehnologie, de frigidere în speță, în exemplu, da, pe care l-ați dat dumneavoastră, nu va mai alege să introducă funcția, exact, de apelare, exact, de pe frigider, pentru că vei intra într-o zonă mult prea complicată și complexă, care va duce costurile va ridica costurile de producție, va ridica alte probleme și atunci lumea va spune, ok, să lăsăm frigiderul să fie doar frigider. Exact. Da, asta este un exemplu. Sigur, un exemplu forțat, dar ca să înțelegem mult mai bine cam unde poate să ajungă toată această poveste. Pentru că, practic, există un baraj în momentul de față, dacă acest regulament va fi aplicat în această formă, un baraj în fața progresului, da, până la urmă. Sau, de exemplu, articolul 6D, care este nou și care se referă la combaterea pornografiei infantile online. Este o situație excepțională în care prelucrarea datelor este permisă pentru categoric, există interesul public superior și interesul superior al copilului care trebuie să fie realizat. Numai că atunci când descrie sfera tehnică a felului în care se aplică această excepție, sunt foarte specifici. Explică tehnica de hashing. Ok, dar poate că o să apară și alte tehnologii. Această îngustare poate să ajungă în final să obțină efectul contrar. Adică cineva să găsească o modalitate de a face lucrurile care să iasă din tehnologia explicată și să atingă același scop. Acum am intrat practic în următoarea mea întrebare, fără să ne dăm seama. Încă, clar, nu se știe modul în care regulamentul de e-privacy o să influențeze o componentă destul de importantă a industriei de IT&C și anume discutam exact de Internet of Things, robotică, digitalizare, inteligență artificială și așa mai departe. Practic acest lucru, exact cum discutam adineauri, poate bloca industria în a planifica lucruri pentru viitor. Da? Până la urmă, ce ar trebui să prevadă nou regulament astfel încât să nu mai existe această incertitudine, ca industria practic să continue să dezvolte lucruri pentru viitor? Aș spune trei lucruri și în primul rând citesc din Valentin. Trebuie consultare, dar atenție, trebuie și concentrare pe a rezolva problema, pentru că în acest moment se discută de aproape 3 ani, dacă nu mă înșel, din ianuarie 2017, de această propunere. Deja în această perioadă, industria a stat un pic pe loc, că a vrut să vadă ce se întâmplă. Nu a investit în lucruri noi, pentru că nu a știut cât de adaptate vor fi ele la legislație. Deci, incertitudinea este un lucru rău, orice ar fi. Și este un aspect pe care, desigur, ar trebui să-l aibă în vedere cei care realizează și conduc procesul legislativ. Pe de altă parte, cu consultarea și luarea în calcul a tuturor inputurilor valoroase. În al doilea rând, excepțiile. Excepțiile de la regula consimțământului și de la, desigur, de la ideea aceasta că trebuie să fii in control pentru comunicațiile tale și pentru datele tale. Excepțiile respective trebuie să fie foarte bine stabilite și trebuie să țină cont de realitate. Deci cheia este în excepții. Reglementarea de bază, linia de bază în care îi dă persoanei fizice și juridice în cazul acestui proiect de regulament control și protecție pentru date și comunicații este ok. E ok să ai acest lucru. Dar zona de excepții ar trebui să țină cont de toate aceste aspecte și desigur să mențină mecanismul care există de actualizare prin, de exemplu, acte delegate ale Comisiei Europene. Adică, practic, să lase zona aceasta mai flexibilă, da? Să prevadă excepții, iar acele excepții să fie suficient de generale ca să permită apoi niște acte delegate care să rezolve problema. Asta este, practic, este soluția. Cel puțin așa cum o văd eu. Da, cred că dintr-o reglementare, să zicem, mai birocratică,
ar fi de preferat un ghid de bune practici care să recomande, în primul rând, precum directivele europene, care nu sunt reglementări per se, sunt mai ales, să spunem, niște ghiduri. Recomandări. Recomandări pentru statele membre. Pentru a permite, până la urmă, industriei mondiale, că vorbim de globalizare și, până la urmă, aceste reglementări vin mai ales din spațiul european, care au sau pot avea influențe mai puțin benefice pentru dezvoltatorii în domeniul tehnologic din spațiul extra-european. Statele Unite, Japonia, de ce nu, Singapore, Malaysia și ceilalți, Coreea, care pot, la limită, să eludeze, tehnologic vorbind, unele din acestea, adică să creeze pur și simplu echipamente pentru, nu? Unele zone care să fie super dotate cu echipamente pentru alte zone care au reglementările foarte ferme. Da, inovația nu trebuie în niciun caz sugrumată de reglementări excesive. Dacă ne gândim la machine learning, machine learning se bazează pe ideea de învățare. Da? Deci, trebuie să aibă training. Să aibă acces la date, să aibă acces la date și să fie într-un permanent proces de training. Îl trainuiești, îi dai input ca el să învețe și să-și îmbunătățească performanța. Machine learning, în asta constă, în învățare, în feed, în aport de date din care mașina să învețe pe modelul pe care îl are, să-și îmbunătățească și modelul, dar și practic baza de date de comparație. Da? Și atunci nu se va putea ajunge la progres dacă nu există un echilibru în ce privește și asigurarea unui nivel de unui flux de date constant și suficient. Acum, e logic ca oamenii să fie îngrijorați în ceea ce privește ce se întâmplă cu datele lor și este foarte bine să fie informați și să înțeleagă. Însă, pe de altă parte, zona de restricționare, de a pune stop la prelucrarea respectivă, dacă ajunge să dăuneze persoanei, trebuie să fie setată la un nivel rezonabil și în echilibru, nu excesiv. Aș intra acum într-o zonă, să spunem așa, mai într-un scenariu puțin mai sumbru, să spunem că acest regulament va fi implementat obligatoriu în forma în care este momentul ăsta de față. Cum ar afecta practic industria ITSI și ce ar fi de făcut pentru a contrabalansa aceste noi prevederi? Ce ar trebui să facă ca reacție? Ce ar trebui să facă industria ITSI? În rând, reacția industriei este cel puțin în câteva lor de poziții, una dintre ele Digital Europe, unde a fost deja dat un document către Comisia Europeană, dar și alte asociații ale producătorilor de echipamente și soluții IT. Toate aceste păreri, toate aceste, să spunem, poziții converg în a cere în mod insistent inițiatorilor acestui regulament să asculte vocea industriei, să accepte multe dintre punctele contrare pe care le are industria față de acest regulament, în unele puncte, evident, și să adapteze punctele de vedere ale industriei, tocmai pentru a crea, pe de o parte, posibilități de inovație în continuare, de a crea și consumatorilor o stare de bine, de confort și nu de teamă în fața unor echipamente care și în fața unor provideri care solicită continuu datele lor personale. Și deci industria dorește o flexibilizare până la urmă a comportamentului pe care l-au avut până acum cel puțin inițiatorii acestui regulament, așezarea la masa discuțiilor și în paralel alternative eventuale la ceea ce ar însemna blocarea acestor reglementări în acest pat al lui Procust, care este pentru moment văzut ca nefast atât pentru industrie cât și pentru consumatori.
Totuși, dacă nu, să mergem în scenariul în care nu se va schimba absolut deloc. Cum putem să contrabalansăm? Adică oamenii, actorii principali din industria IT&C, ce vor face? Ce va trebui să facă? Sau dacă există vreo soluție? Nu știu dacă vor face acest lucru, dar dacă aș fi în locul lor, aș încerca să merg mai departe decât cerințele minime legale de transparență cu privire la prelucrare. Adică, în acest moment și GDPR a ridicat standardul în ceea ce privește transparența cu privire la prelucrare și ce se întâmplă cu datele, unde ajung, cât timp stau și mai departe, de ce, cine are acces la ele. Acest standard legal este prevăzut, preluat și de e-privacy. Și merge un pic mai departe și aș încerca să cresc încrederea oamenilor în ceea ce fac ca provider legitim. Pentru că până la urmă nu folosești tehnologie dacă nu ai încredere în ea și asta înseamnă și că nu-ți dai consimțământul cerut legal. Asta este următorul nivel, da? Îți dai consimțământul dacă ai încredere. Ai încredere dacă înțelegi. Ori înțelegerea nu se asigură cu zeci de pagini de explicații de multe ori tehnice pe care omul de rând care folosește un smartphone, dar nu are astfel de cunoștințe de tehnologie, nu o să-l înțeleagă. Nu. În acel moment, părerea mea este că dacă vrem să ajungem să continuăm trendul pozitiv de dezvoltare tehnică, pentru că avem nevoie de date, cel mai important este ca lumea să înțeleagă. Cred că la fel a fost, acum fac o paralelă cu situația în care oamenii au fost puși inițial în fața primelor vaccinuri, inocularea, de fapt așa se numea inițial vaccinarea, inocularea, pentru că însemna să primești o parte din microb pentru a te imuniza. E bine, îmi imaginez că orice persoană s-ar fi dat trei pași în spate când auzea, vreau să-ți dau puțin variolă, dar știi că după aia o să devii imun. Da? Da, cu explicații, cu popularizare, cu înțelegerea fenomenului, a fost larg acceptat. La fel este și aici. Până la urmă, tehnologia este făcută pentru a face bine. Și o să vă dau un exemplu apropo și de cum se utilizează sau cum se abuzează după caz de datele utilizatorilor. O platformă online pentru găsirea și cumpărarea de bilete de avion, de exemplu. Ca utilizator, nu aș vrea, de exemplu, ca datele mele, istoricul meu de browsing acolo să fie folosit pentru a-mi crește prețul. De exemplu, am căutat o anumită rută și deja dacă o caut a patra oară, a treia oară, o să dea un preț mai mare, că e clar că eu vreau să plec acolo și sunt dispusă să dau 10 euro în plus, de exemplu. Asta nu este o utilizare echitabilă, nu este ok. În schimb, dacă eu sunt vizitator repetat și observă, de exemplu, și învață platforma că eu vreau să merg cu low cost, atunci îmi va pune întâi low cost-ul, că eu vreau să am zbor direct, că prefer să călătoresc cu sub 10 ore de călătorie chiar dacă am și tranzit. Atunci îmi va așeza ofertele, care de multe ori se întâmplă 5 pagini, da? Îmi poate așeza ofertele în raport de preferințele mele. Da? Și fără ca eu să mai bifez la preferințe, la filtre sau ca ordine. Asta este o utilizare benefică și va ajunge să îmbunătățească modul în care utilizezi industria. Sau când intru într-un magazin, dacă, de exemplu, Wi-Fi-ul îmi recunoaște device-ul, da, pot să primesc indicații cu privire la unde s-a mutat standul care mă interesează pe mine. Poate că standul de apă plată s-a mutat și decât să umplu prin tot magazinul, pot să fiu notificat, vezi că standul de apă plată din care tu cumperi cel mai des s-a mutat acolo. Bine, aici să zicem că e nevoie un pic de consimțământ, dar un consimțământ informat. Poți să știi de ce ar fi util pentru tine chestia asta, îți reduce timpul de cumpărături, adică trebuie, părerea mea este că
cheia este informarea. Da. Niște noi aplicații pentru consumatori în momentul în care sunt la shopping sau în alte momente în care ei sunt atenționați, semnalizați, încotro să-și dirigeze pașii pentru a achiziționa un dispozitiv sau un produs. Dacă oamenii vor vedea lucrul acesta și vor înțelege și se pune frâna în zona unde nu îi afectează, iar pentru orice înseamnă mai departe dații se cere consimțământul, cred că e ok. Trebuie crescută încrederea. Cred că ține, exact cum a spus dumneavoastră, odată de crescută încrederea, în primul rând este vorba de informare și de o educație a publicului. Pentru că vă dau un exemplu, cred că cu toții și toți și ascultători și cei care o să urmărească acest interviu, cred că nimeni n-a stat niciodată să citească acel agreement pe care îl dai în momentul în care îți instalezi un soft pe telefon. Nu a stat nimeni. Sunt zeci de pagini, nu stă nimeni să citește, te duci la final, pur și simplu bifezi, am înțeles, da, vreau să-mi instalezi. Nu ai niciun fel de problemă în a-ți da consimțământul atunci când îți instalezi, de exemplu, repet, un soft pe sistemul de operare pe un telefon. Da, e un exemplu foarte bun. Dar poți să ai, de exemplu, probleme în a intra pe un site oarecare, da, de exemplu pe hotnews.ro, poți să ai probleme în a zice, ok, nu vreau să-mi dau consimțământul, de exemplu, pentru Hot News, pentru că, nu știu ce se întâmplă cu datele mele, dacă îmi fac ceva, dacă folosesc datele cei de la Hot News și fac nu știu ce cu ele. Adică dai acces unei terțe persoane, să spunem, la device-ul tău, unde acolo ai toate informațiile tale personale, ai mesaje intime, ai poze, da? Și n-ai niciun fel de problemă în a face chestia asta și totuși ai o problemă în a da un consimțământ referitor la niște cookie-uri și a unui istoric eventual de browsing pe care l-ai tu pe calculator. Atenție, tu nu dai consimțământul în a intra în documentele pe care le ai pe calculatorul respectiv, ci vorbim la nivel de browser aici. Și aici este poate o problemă de percepție asupra tot ce înseamnă GDPR, tot ce înseamnă consimțământ, tot ce înseamnă Internet of Things și orice alt device care folosește aceste consimțământ. E o temere de înțeles, de altfel, de la consumatorilor față de ceea ce se petrece dincolo de ecran, să spunem așa, de necunoscutul de dincolo de ecran. Și aici, probabil că una din prioritățile industriei va trebui să fie educarea, informarea corectă, constantă a utilizatorilor prin aplicații, prin alte mijloace pe care le au și mă gândesc aici chiar la eforturile pe care le face Pharma, o industrie care este prezentă în viețile tuturor și care este obligată prin reglementări internaționale să explice nu numai modul de folosire, dar și efectele, unele adverse, unele benefice pe care le are cel care cumpără un medicament sau altul, pentru a fi bine informat și de a nu risca în ultima instanță să se otrăvească, să spunem. De altfel, prospectele respective sunt destul de succinte, sunt destul de clare, da, versus ce există în momentul de față la consimțământ. Cum spuneam, la instalarea unui soft pe telefon, da, în momentul în care îți faci un update, acolo ai zeci de pagini, ai zeci de pagini de informații pe care, să fim sinceri, odată că nu ai avea răbdare să o citești și doi la mână, nu ai înțelege mare lucru din tot ce se întâmplă acolo, da? Ai înțelege doar porțiuni micuțe. Ori cred că și simplificarea acelor termeni pe care îi ceri în momentul în care vrei să-ți dea cineva consimțământul, cred că ar fi și asta un pas. Da. Simplificarea, decodificarea lor. Exact, pentru că sunt o sumedenie de termeni din engleză, majoritatea dintre ei, care sunt foarte codificați și care nu spun mare lucru. Exact. Nu, machine to machine, deci trebuie adus în limba bariera română. Bariera lingvistică, ați ridicat o problemă foarte bună, bariera lingvistică iarăși este o problemă. Să ne imaginăm că sunt utilizatori în România care nu știu limba engleză. Se întâmplă și nu numai la noi. Dăm cazul României, evident. Noi stăm mai bine decât în orice altă țară. Sigur. Ce faci în momentul ăla? Adică tu în momentul ăla iei un consimțământ, dar de fapt omul respectiv nu a înțeles absolut nimic din el, pentru că nu-l ai în limba română. Da, îl dă în necunoștință de cauză, în mare măsură. Exact. Adică sunt niște probleme care... Și ajungem la o falsă protecție, până la urmă. Exact, exact. De fapt, nu e un consimțământ valabil, că atâta timp cât consimți la ceva ce nu înțelegi la nivelul de bază, de fapt nu consimți.